Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Luna octombrie este foarte importantă pentru toți grădinarii, pentru că ea marchează sfârșitul unui sezon și începutul altui sezon de grădinărit. Așadar, astăzi avem calendarul grădinarului pentru luna octombrie. Între timp, puteți vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Ce facem în livadă? În livadă, în această perioadă, mai avem de recoltat mere, pere și alte fructe târzii. De asemenea, dacă observăm fructe căzute din pom, trebuie să le culegem. Dacă ele sunt bune, putem să le consumăm. Dacă ele sunt deja putrede, atunci le punem pe compost. De asemenea, nu lăsăm fructe putrede în pomi, pentru că ele pot fi sursă de îmbolnăvire pentru pomii noștri. Dacă observăm crengi uscate sau rupte, le eliminăm și pe acestea. Dacă deja aveți material pentru mulcire, puteți deja să mulciți pomii în jurul tulpinilor. Nu se recomandă săpatul solului în jurul tulpinilor pomilor, pentru că unii pomi au rădăcini superficiale. Din cauza săpatului solului putem să rănim rădăcinile pomilor. Și acest lucru cu siguranță nu este recomandat, pentru că pomii se pot îmbolnăvi sau, în cazuri grave, pomii pot pieri din această cauză. De aceea trebuie să fim foarte atenți la pomii noștri. Și deja din luna octombrie deja trebuie să udăm pomii noștri foarte, foarte bine. La un pom matur se recomandă folosirea câte 100, 150 sau chiar 200 de litri de apă, în funcție de cât de mare este pomul, iar la pomi tineri se recomandă folosirea câte 30 până la 50 de litri de apă, pentru că dacă vom uda în această perioadă pomii noștri foarte bine, ei vor fi pregătiți pentru iarnă și acest lucru va proteja rădăcinile pomilor de îngheț. Ce facem în grădina noastră cu flori? În grădină cu flori, de asemenea, avem de lucru, eliminăm toate florile uscate, toate florile la care s-a terminat deja perioada de vegetație. Acest lucru îl știm, curățăm grădina noastră cu flori de toate florile uscate. În această perioadă mai putem recolta semințe dacă avem astfel de flori, ca în anul următor să avem deja semințe și să nu mai fim nevoiți să le cumpărăm. Dacă avem petunii, dacă le avem în ghivece sau în jardiniere, continuăm să le tratăm împotriva bolilor și dăunătorilor. În această perioadă petuniile se pot îmbolnăvi de făinare, iar printre dăunătorii din această perioadă poate fi, de exemplu, musculița albă de seră, pe care iarăși am observat-o, la fel ca și în anul trecut. Trebuie să aplicăm biopreparate pe bază de microorganisme, folosim Bacillus subtilis sau Trichoderma ca și fungicid sau Bacillus thuringiensis ca și insecticid. Le putem amesteca, pentru că am fost întrebată de multe ori dacă le putem amesteca. Da, le putem amesteca și le aplicăm. Și trandafirii au nevoie de grija noastră în această perioadă. Eliminăm toate florile care se scutură, pentru că în așa fel le vom împiedica de a forma semințe, ceea ce poate întârzi apariția altor flori, și în așa fel ne vom bucura de florile noastre parfumate până când va veni frigul. De asemenea, în această perioadă trandafirii se pot îmbolnăvi de făinare sau de alte boli, de bacterioze. Dacă observăm pete maro, pete roșii, pete galbene pe frunze, trebuie să aplicăm tratamente în așa fel încât trandafirii să intre în iarnă sănătoși și, de asemenea, liberi de dăunători. Dacă observați dăunători pe trandafiri, aplicați și bioinsecticide în această perioadă până când va veni frigul. În această perioadă este foarte bine, încă este cald și atât biofungicidele cât și bioinsecticidele funcționează foarte bine. După 15 octombrie deja putem să plantăm bulbi de flori, adică bulbi de lalele, narcise și zambile și alte flori care se îmbulțesc prin bulbi. Despre plantarea bulbilor de flori am un video, vă las linkul în descriere, puteți să vedeți mai târziu. Acum trecem în grădină cu legume. Ce facem în această perioadă? Recoltăm morcovi, sfeclă, varză de toamnă și alte culturi. Și terminăm cu recoltatul roșiilor, ardeilor, vinetelor, pentru că deja este perioada în care ar trebui să ne gândim la pregătirea solului pentru sezonul următor. După ce am recoltat roșii, ardei, vinete și am eliberat grădina noastră, avem două variante. Ori semănăm siderate și în anul următor mai semănăm o tură de siderate sau nu mai semănăm siderate, sau anul acesta acoperim solul cu mulci
iar în anul următor, primăvară de vreme, în luna martie, să semănăm siderate. Acest lucru iarăși depinde și de posibilitățile dumneavoastră și cum doriți, puteți, așa puteți să procedați. Dacă alegeți varianta mulcirea solului acum și semănăm siderate în anul următor, atunci mulciți solul și pe urmă aplicați biopreparate pe bază de microorganisme și așa lăsați solul până în anul următor. Mulciul va proteja solul de îngheț, biopreparatele cu microorganisme vor funcționa pentru că solul nu se va răci atât de repede, așa cum s-ar răci fără mulci și în așa fel aceste microorganisme își vor face treabă, vor trata solul de boli, dacă mai sunt dăunători și așa mai departe. Sau, dacă semănați siderate, trebuie să țineți cont de culturi pe care le-ați avut anul acesta și, de asemenea, culturile pe care le veți avea în anul următor. Nu plantăm varză după muștar alb sau după ridichea oleaginoasă sau invers. Dacă am avut anul acesta varză, nu semănăm ridichea oleaginoasă sau muștar alb după varză. În rest, dacă vorbim de roșii, vinete, ardei, castraveți și dovlecei, putem folosi orice siderate dorim. Cele mai populare siderate pentru toamnă sunt ridichea oleaginoasă, muștar alb, ovăz sau facele. Aceste siderate mai au timp să crească, tocmai de aceea nu trebuie să lăsăm pe ultima clipă eliberarea grădinii de resturi vegetale pentru ca sideratele noastre să aibă timp să crească. Și de asemenea, după ce am semănat siderate, trebuie să avem mare grijă. Dacă nu plouă și este secetă, trebuie să le udăm. Altfel, ele nu vor putea să crească. În general, sideratele se îngrijesc la fel ca și culturile noastre principale. Trebuie să le udăm, să le îngrijim corect și dacă, de exemplu, le semănăm primăvară și vine frigul, se întâmplă ca ele să aibă nevoie să le acoperim, pentru că și ele trebuie să crească în așa fel încât să reușească să-și facă treaba lor de siderate. De asemenea, în luna octombrie putem planta ceapă sau usturoi. Acest lucru, de asemenea, se efectuează după 15 octombrie și cam până în luna noiembrie. În funcție de zonă, mulți grădinari m-au întrebat exact data la care plantăm ceapă sau usturoi. Cu siguranță nu vă pot spune o dată exactă, pentru că acest lucru depinde foarte mult și de zona în care locuiți dumneavoastră. Dacă la dumneavoastră este cald, atunci puteți planta inclusiv în luna noiembrie, nu este nicio problemă. Într-un an am plantat usturoi în luna decembrie. Acesta a crescut foarte frumos și în anul următor am avut recoltă bogată de usturoi. Iată, depinde și de zonă și de condiții pe care le aveți dumneavoastră. Usturoiul se poate mulci imediat după plantare, iar ceapa se poate mulci după ce observați că ea deja a început să răsară sau dacă știți unde ați plantat-o, între rânduri de ceapă puteți să aplicați mulci și așa ceapa va intra în iarnă. Solul de asemenea va fi protejat de îngheț și așa ceapa se va simți mai bine fiind protejată de frig. De asemenea, în această perioadă putem planta salată verde dacă avem deja răsaduri și dacă aveți, de exemplu, minisere, acolo puteți planta salată verde, puteți planta ceapă pentru consum în toamnă-iarnă, puteți de asemenea puteți semăna mărar sau puteți semăna și pătrunjel în această perioadă, inclusiv în grădină. El va avea timp să răsară, să crească puțin până la venirea frigului și așa în anul următor veți avea pătrunjel primăvară de vreme, atunci când deja se va încălzi afară. Dragi prieteni, acesta a fost un calendar pentru luna octombrie. Dacă dumneavoastră mai efectuați și alte lucrări și mai plantați sau semănați alte culturi, puteți să scrieți în comentarii ca noi să ne completăm listele cu lucrările pe care le putem efectua în această perioadă. Sper că acest material vă este de folos. Vă aștept ca de obicei în comentarii cu întrebări și sugestii. Dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu, puteți face acum. Apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!